Bună, fraților, și bine v-am găsit! Astăzi o să vă arăt cum mă hrănesc eu după ce vin de la sală, după sport. Am fost să fac cardio, am alergat 10 km și pentru cei care nu credeți, puteți intrați pe canalul meu de YouTube, Victor Underground, și acolo mă vedeți în live cum alerg 10 km, 90 de minute, ard 470 de calorii, chiar. Dacă nu aveți încredere, vă puteți băga acolo să verificați, să nu ziceți, bă, că Victor nu aleargă. Și acum o să vă arăt modul de hrănire al meu cu proteine și nutrienți. Începând de la maca, Snap, tot produse Snap, ca să înțelegeți cum se treaba, dacă vreți să fiți ca mine și să vă hrăniți corpul și musculatura și țesuturile după ce faceți sport și, bineînțeles, și în viața voastră normală care aveți. Pentru că în alimentația voastră, de exemplu, dacă mânci un cartof prăjit cu un cârnaț, nu o să găsești niciodată atâtea tipuri de vitamine cu care să-ți hrănești corpul și musculatura. Pentru că musculatura e cel mai important, să poți să o hrănești cum trebuie după ce faci sport. Pentru că țesuturile se dilată, sângele are nevoie de o circulație să se oxideze cât mai puternic și atunci trebuie să-i dai cu cât mai multe vitamine și nutrienți. Aici am produs o maca de la Snap, oxidant și nutrient foarte bun, vitamina C, la care nu renunț niciodată, nici pe timp de vară, nici pe timp de iarnă, pentru că e nevoie tot timpul pentru o imunitate mai bună. Mă duc și cu reșu iar la nutrienți, reșu, așa, aici aveți moringa, iară, foarte bucată în nutrienți și în proteină, bine, aici, pentru încheieturi, pentru dureri, aveți glucozamina. Când aveți dureri din încheieturi și aveți nevoie să vă ajute ceva, aveți aici glucozamina. Bine. Și nu renunțăm. Bine, toate, cum am zis, de la Snap. Produse Snap. Aici avem omega 3. Da? Tot de la Snap. Foarte bun. Foarte bun. Și aici avem colagen. Colagenul, ca să vă fac să înțelegeți, stratul care îl aveți între oase, să puteți să-l întăriți tot timpul, să aveți încheieturi bune. Și acum o să-mi pun încă un pic de maca, așa, bun, ca să pot să-mi fac shake-ul. Pun capacul frumos, ca să pot să-i fac amestecul cum trebuie. Dacă nu hrănești mușchi după ce vii de la sport, mai ales acum, cum am alergat 10 km, 90 de minute, 470 de calorii. Dai seama, e un consum foarte mare de energie. Dacă nu-i dai cu vitamine, cu proteine, cu nutrienți, cu oxidanți, din ce să hrănești corpul? Din ce dai tu un cartof prăjit cu un cârnaț? Imposibil. Ca să te duci în viață și să poți să păstrezi un ritm sportiv și natural în viață, chiar dacă nu faci sport, să ții corpul într-o stare bună de sănătate, ca el să aibă din ce să se hrănească, de unde să șeie tipul de vitamine, din fiecare, aici ai nutrienți, ai oxidanți, ai glucozamina, ai omega 3, ai maca plin de oxidanți, nutrienți. Deci trebuie să înțelegeți că ajungeți la o vârstă în care imunitatea corpului scade, mai ales acum pe timpul ăsta de pandemie, aveți nevoie ca imunitatea voastră să fie mare, ca să vă feriți și de COVID în același timp, să fiți feriți de boli mai grave. Bun, aici pac, mă dau direct în vitamina C, shake-ul am amestecat cum trebuie, iau din fiecare pac, hai și tu, reișule, ăsta trebuie să începem un pic nou. Hai și cu moringa. Am nevoie pentru că musculatura îmi cere. Țesuturile musculare trebuie să se repare după 10 km. Bineînțeles, glucozamina, omega 3-ul, așa. Păi mult. Nu vă speriați, nu-s multe. Mai dăm un pic, scuturăm un pic, desfacem. Avem și aici maca băgată în interior cu shake-ul. Mama.
Și bineînțeles, acum spăl paharul. Alt lucru important, spăl shaker-ul. Așa. Dice. Cum dice? Trebuie să îmi prepar colagenul. După asta, urmează colagenul. Ca tot timpul, la încheieturile mele, să fie tare. Ca țesutul de să nu mi se strice între încheieturi, dau tot timpul cu colagen, să o susțin pentru reparare. Bine! Tot produsul Snap. La Snap aveți tot ce vreți voi, mă, fraților. Fiți atenți, nu că-i fac reclamă. Sunt cei mai buni, mă. Sunt cei mai buni. Bă, tot ce vrei, mă. Tot ce vrei. Inclusiv pentru ăștia care ascultați la mine, la bărbați, care deja veniți în perioada asta de la 40 în jos. Vedeți că la noi cu prostata cam nasol și dacă nu facem unele analize sau nu ne verificăm, s-ar putea să aveți niște boli foarte grave. Și găsiți produsul și la Snap. Da? Este și Viagra. Viagra? Da? Au și Viagra? Da. Auziți, bă, fraților. Deci care nu vă mai merge motorul, vă puteți... Deci mi-am pus aici colagenul. Avem trostanol, da? Aici, așa. Punem apă. Țac, peste. Frumos. Cât vreți voi. Și nu e rău de gust. Sunt foarte buni și la gust. Pentru că, de exemplu, ăsta are ca un gust de lămâie, așa. Un tip lămâie. Mie îmi place. Nu-s rele nici la gust. Nu mai vorbim de că avem restul aici, ceaiuri. Bine, noi mergem pe mai multe produse. De la Snap. Dar astea sunt după antrenament. După antrenament, tot timpul, pentru că trebuie să-mi hrăniți mușchii. Da? Bun. Nu uitați că ele trebuie să le mestecați bine ca să se dizolve. Să se dizolve bine. Fiecare produs trebuie să-l mesteci un minut. Ca să se dizolve bine, ca să poți să profiți și cum trebuie de el. Oricum profiți de el, da? Să nu rămână pe fund la pahar, că e păcat de el. Trebuie să beți cum trebuie. Bun. Bun, colagenul. Și ca să nu rămână nimic pe fund, mai pui un pic de apă. Îl lansez. Îl curesc cum ar veni. Ca să... Eu profit de produsul, nu las nimic, că sunt pofticios. Ce să... Să lucrez. Nu, că nu rămâne mare cea, dar totuși, eu nu vreau să arunc nimica. Doamne ajută, fiți atenți la mine. Dacă vreți să vă luați și voi produsele și să aveți o viață sănătoasă, să o duceți bine, să fiți sănătoși, ca corpul vostru să profite de lucrurile sănătoase de care are nevoie și le caută, nu uitați să mă contactați acolo, vă las link-ul, înscrieți-vă la noi pe pagină, aveți link-ul și puteți să vă faceți cumpărături de la noi și puteți să deveniți și voi membri la Snap. Să aduceți pe alții lângă voi ca să se facă și ei sănătoși și să o ducă bine în viață. Victor vă salută pe toți, vă pupă, vă respectă și ne vedem la următorul video în care vă țin iar în formă. Nu uitați să apăsați pe butonul de like și haideți! Nu mai așteptați!